Vijelie destul de puternică aseară la Târgoviște. Cum s-a văzut acest lucru și în grădina zoologică? S-a văzut destul de bine și de fioros. A fost o furtună foarte puternică, cum de mult n-a mai fost la noi aici. Și bineînțeles că ne-a produs și foarte multe pagube. Au căzut pomi, s-au rupt garduri, folii de protecție de la amplasamente, de la voliere s-au rupt, s-au făcut praf. Oricum, nu am avut pierderi la animale, pentru că în momentul când a venit, am văzut că vine furtuna, am închis toate animalele care erau în pericol să pățească ceva. Am strâns până la această oră, din câte ați văzut, absolut tot, pentru că, indiferent că este furtună sau nu, vizitatorii când vin trebuie să găsească grădina ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ați estimat cam la cât s-ar ridica aceste pagube? Încă nu am făcut o estimare a pagubelor, urmează să facem, să vedem în zilele următoare.